era ca un magnet. Acolo unde intra el, publicul îl urmărea. Era dorit și fiecare din acele locuri unde cânta și-ar fi dorit să-l aibă, să fie al lor. La 3 aprilie 1889 se naște cel mai strălucit moștenitor al dinastiei Dinicu, Grigoraș Dinicu, cel care peste ani își va căpăta titulatura de rege al lăutarilor, violonist de geniu și compozitor fără seamăn. Prima parte din viața lui Grigoraș Dinicu se desfășoară într-o casă modestă, de pe strada Sfinților a cartierului Scaune. Acesta este locul unde se scrie povestea celor 4 generații de romi care au făcut ca numele Dinicu să fie emblema talentului autentic. Temelia acestor 4 generații începe cu Angheluș Dinicu. A fost cel mai vestit și titrat naist al Bucureștiului interbelic, urmat de fiul său, Gheorghe Dinicu, violonist, apoi de Ion Dinicu, recunoscut pentru compozițiile sale de jocuri și cântece populare, pentru ca în final să ajungem la cel mai virtuos dintre toți, Grigoraș Dinicu. Tata mi-a vorbit atât de mult despre Grigoraș Dinicu pentru că el a fost fascinat la timpul respectiv, tânăr fiind, chiar în 49, el își făcea debutul la ansamblul Barbu Lăutaru al Filarmonicii George Enescu și deci s-a aflat sub această aură a marelui Grigoraș Dinicu și toată lumea îl respecta și se bucura de orice apariție a lui Grigoraș Dinicu. Era ca un magnet. Acolo unde intra el, publicul îl urmărea. Și dacă anumite restaurante își făceau reclama cu meniurile lor sofisticate, cu tot felul de preparate din nu știu ce țară adusă, nu știu cum, atunci când apărea numele lui, toată lumea știa că va găsi un restaurant de mare rafinament. Grigoraș Dinicu se maturizează și evoluează ca artist în contextul unei emulații artistice și intelectuale care îi va hrăni cu atât mai mult talentul creator și îi va certifica valoarea. Mai presus de statutul de lăutar, Grigoraș Dinicu primește educație muzicală. La numai 13 ani, acesta intră la clasa preparatoare de vioară de la conservator. Este îndrumat de unchiul său, Gheorghe Dinicu, și de renumitul profesor german, Carl Flesch. Adolescentul Dinicu își dă în anul 1906, la numai 17 ani, examenul de absolvire, într-un recital susținut la Ateneul Român, acolo unde a interpretat concertul pentru vioară și orchestră de Niccolo Paganini. În cadrul acestui examen, interpretează pentru prima dată compoziția proprie în stil românesc, Hora Staccato, un triumf răsunător care va marca începutul carierei sale internaționale. El n-a fost un folclorist. El n-a cântat muzica țărănească, ci pe care noi o numim creația populară a satului. El a fost un creator de muzică în stil românesc. El și atunci când a creat piese, Hora Staccato, îi spunem Hora Staccato, dar este o lucrare care, vedeți bine că a ajuns datorită prelorii acestei piese compuse de Grigoraș Dinicu, de către Vladighirov, un compozitor bulgar, sau de Iașa Haifetz, un enorm violonist, concertist. Toți au preluat această piesă pentru valoarea ei și i-au cerut asentimentul de a umbla puțin în adaptarea ei pentru o piesă simfonică, de exemplu. Și, într-adevăr, a ajuns o bijuterie mondială. Thank you.
Cu studiile aproape încheiate, Grigoraș Dinicu intră acum în circuitul angajamentelor însoțite de contracte financiare avantajoase. Este invitat de însuși Ion Luca Caragiale să cânte la restaurantul său, faimosul Gambrinus. Încântă audiența de aici pentru aproape un an de zile, până în anul 1907. Cântă melodii superbe, precum Ciocârlia, Jalea Țiganului, Căruța Poștei sau Sârba lui Pompier. El avea marele talent ca la marginea un fel de oră, jumătate de oră, să-și dezbrace fracul de la filarmonică, de la orchestra simfonică și să se îmbrace în ilic, în costum popular românesc. Practic, și a ținut în funcție de totdeauna, totdeauna, nu în funcție de public, în funcție de repertoriu pe care îl cânta acolo. Și asta i-a făcut pe mulți să nu priceapă cum reușea dedublarea personalității. Abia în 1928, contextul se precipită în direcția mult așteptată. La restaurantul Enescu, Grigoraș Dinicu îl întâlnește pe impresarul și violonistul Misha Elman, care îi oferă un prim contract în străinătate. Opulentul Green Park Hotel din Londra avea să-și amplifice strălucirea pe acordurile violonistului român și ale orchestrei sale. La vestitul hotel Empire din Monte Carlo îl cunoaște îndeaproape pe George Enescu și leagă o prietenie sinceră care va dura până la sfârșitul vieții. O dovadă a acestei legături este tocmai un episod pe care Grigoraș Dinicu îl relatează în amintirile sale, cu ocazia unei zile de naștere, atunci când colegii îl sărbătoreau la Hotelul Continental. Deodată am crezut că am iluzii auditive. Cineva undeva cânta cald, cu o dulceață de ton divină, hora staccato, hora mea. Sunetul viorii pe care o auzeam îmi dădea fiori. Iată un lăutar care m-a depășit. Trebuie să-mi schimb meseria. Și totuși, de unde știe atât de bine hora mea? Eram mirat, de-a dreptul intrigat. Curând însă, misterul s-a dezlegat. Ușa salonului s-a deschis și în prag a apărut cântând George Enescu. De bucurie și emoție, mai întâi mi s-au muiat genunchii, apoi mi-au dat lacrimile. Enescu nu uitase de ziua mea de naștere. Modestia și măreția lui îl făceau ca prin niciun efort de a se impune să fie respectat, să fie admirat oarecum de la distanță, pentru că nu trecea anul ca el să nu aibă un eveniment deosebit pe plan internațional. Cele mai frumoase reușite internaționale au fost în anul 1937, atunci când a cântat la expoziția internațională de la Paris și 2 ani mai târziu, la expoziția de la New York. A cântat cu patos, alături de taraful Grigoraș Dinicu, cu orchestra Barbu Lăutaru, alături de Fănică Luca sau Maria Tănase. Mie-mi place dragostea și când îl pup pe Neica, mie-mi place dragostea și când îl pup pe Neica. Printre oaspeții de acolo s-au numărat staruri mari de cinema: Marlene Dietrich, Grace Moore, Greta Garbo sau Errol Flynn. Să nu uităm că el nu a fost recunoscut ca un mare violonist și un mare artist numai în România. El a fost recunoscut pe plan internațional. Și de acolo îi venea recunoașterea. Când el mergea la târgurile internaționale de la New York sau de la Paris sau la spectacole, când a avut contractele la Londra sau pe unde a umblat în Monaco, ei, când venea de acolo și nu venea cu mâna goală, venea cu teancul de elogii și ziare și fotografii și oameni importanți care acolo cunoșteau. Pe urmă se întâmpla ca în România, atunci când acele personalități ajungeau în România, să-l caute unde cânta el, pentru că el cânta în continuare în restaurant. Să-l caute, să meargă, să-l asculte din nou acolo. Și vă dați seama că presa vremii era după acele personalități și acele personalități îl căutau pe el. Deci trebuiau să tot să-l recunoască. Ai noștri în țară
nu făceau decât să confirme că ceea ce spun cei de afară, domne, este al nostru, e Grigoraș Nicu al nostru și el este recunoscut afară, noi îl iubim aici. Căutăm să punem cap la cap crâmpeie din viața lui Grigoraș Dinicu, iar pașii ne conduc spre Alexandru Dinicu, nepotul maestrului. Deși a avut muzica în sânge, a ales alt drum. Este maestru columbofil, premiat internațional. În casa unde locuiește astăzi, am regăsit o sumedenie de tablouri cu bunicul său. De la el am aflat despre cei 25 de ani de carieră artistică pe care Grigoraș Dinicu i-a sărbătorit cu mare fast la Ateneul Român. Pe atunci era doar un copil în vârstă de 8 ani, dar și acum ține minte momentul extraordinar. Mi-am dat seama că toți aceia care era acolo era pentru el, că l-a aplaudat și nu s-a pomenit. Cei care au venit atunci la sărbătorirea a 25 de ani erau și intelectuali, erau și muzicieni. Da, și erau și din ăștia mari patroni de firme, de fabrici. Practic, bunicul dumneavoastră era iubit și apreciat. Da, pentru că cânta extraordinar, mergea la sufletul românilor. Dintre lăutari, cine știți că i-a stat cel mai aproape? Cu cine a dezvoltat o legătură sufletească profundă? Foarte puțin dintre ei a avut el legături, pentru că trebuia să fie bun ca să poată cânte cu el. Viața lui Grigoraș Dinicu a fost un basm. A fost un basm care a început sub auspicii extraordinare și s-a terminat rău. De obicei, în basm e invers. Binele învinge răul. La un moment dat, colegii de breaslă n-au vrut să lase să cadă. Și după ce și-a mai revenit puțin, l-au luat în orchestră, l-au luat în formațiile lor și el încerca să facă pe vioara a doua, să facă vioara obligată. Nu putea marele Grigoraș Dinicu să facă. Și postura asta nu i-a convenit bine, nici măcar nu i se potrivea. Atunci când s-a îmbolnăvit, n-a mai fost la fel de curtat. Statul român pe vremea aceea nu i-a acordat o atenție extraordinară sau măcar normală, așa. Și încet, încet, după două intervenții, două operații foarte dure, totuși cancerul s-a extins? S-a extins și a dus ca în 49 să moară. Cancerul de laringe este cel care i-a curmat viața artistului. Atunci când boala necruțătoare a recidivat în forma sa fatală, în Bucureștiul anului 1949, era deja primăvară. Compozitorul George Spârcea povestește atât de frumos în cartea sa Ciocârlia fără nume despre clipa înmormântării. Oamenii plângeau fără stăpânire, înghesuindu-se și strivind în picioare morminte vechi și noi. Ion Voicu încercă să cânte Țigoiner vize ca să împlinească dorința răposatului, dar lumea îl strivi cu trupurile încinse, fără ca acesta să mai poată scoate un singur ton din vioara prețioasă. Când a murit, a fost o masă mare de oameni, adică cum am văzut, decât la Ministrul Forțelor Armate. Practic, cine a venit la mormântarea lui Grigoraș Dinicu? N-am reușit să ajung la groapă. Așa multă lume a fost. Practic, mulțimea nu v-a lăsat să puneți o floare și să aruncați în pământ. Da. Povestea tata că erau bulevardele din bloc în bloc sau din curte în curte, din gard în gard și pe kilometri întregi pline de oameni. În plus, au avut foarte mulți din lăutarii care îl iubeau, care au venit cu instrumentele după ei și i-au cântat pe drum până la groapă, la cimitirul de la Lizeanu,
au venit toți din toate cum să spun, straturile lăutarilor, că erau cei de rang înalt din lumea clasicului, așa, erau cei din marile restaurante, erau lăutare de știu, de mâna a doua, sau nu știu cum, nu s-a mai ținut cont, toată lumea a venit. Atunci când el a ajuns la cimitir, s-a iscat așa din senin o furtună, o ploaie rece, și totuși ăștia îi cântau acolo și jeleau, și până a fost băgat în mormânt. Găsesc că a fost o recunoaștere, o ultimă recunoaștere, dar extraordinară. Așa cum ne spune muzicologul Vasile Cosma, Grigoraș Dinicu deschide cutia Pandorei pentru toți colegii de etnie romă, Vasile Filip, Ion Voicu, Ștefan Ruha. Dinicu este cel care ajută la schimbarea percepției despre lăutari și îi plasează într-o altă categorie, acolo unde publicul îi privește cu respect, stimă și admirație. Nu există să asculți, știu, 3-4 măsuri din ceva cântat de el, să nu spui, dom'le, ăsta e Grigoraș Dinicu, e inconfundabil.